Pe litoral la eforie pentru că marea e plină de alge, turiștii au fost nevoiți să găsească alte modalități de distracție. Au încins o horă pe nisip, ori o partidă de table. Nimic nu le poate strica bucuria în vacanța la mare. A răsunat muzica pe plaja din eforie, așa că nu a durat mult și turiștii au încins o horă pe nisip. Foarte frumos! Ne simțim foarte bine! Cum e la eforie? Foarte bine! Este pentru prima dată! Acest domn nu se oprește din dans nici în timpul interviului. Cum vă simțiți la mare? Foarte bine! Prețurile sunt bune, timpul e foarte bun, apa foarte caldă. Păi că vă place și muzica! Da, super, super muzica! Nu v-ați oprit deloc? Deloc! Ne place foarte mult! Dansați de 20 de minute! Da. Am venit să ne distrăm, să ne simțim bine, eu cu frații mei, Gorjul și restul județelor. Cum reușiți să-i împăcați și pe moldoveni, și pe olteni, și pe ardeleni? Cu multă răbdare. Foarte aproape de ringul de dans, acest domn a comandat un masaj de relaxare. E foarte relaxant masajul. Asta mi-am dorit toată viața. Să faceți masaj și lângă să fie o horă? Exact, da. Ce să mai, asta e exact ce trebuie. În alt loc se ținea un campionat improvizat de table. Puțină gălăgie pentru băieții noștri la finală! Este! Aștept un finalist din ei. Ce v-ați propus pentru astăzi? Distracție, mare, soare, table. Turiștii din eforie au fost nevoiți să-și găsească ocupație pe plajă și pentru că apa e plină de alge. Pe plaja din Eforie sunt munți de alge, iar mirosul este unul greu de suportat. Pentru a intra în apă, turiștii trebuie să își croiască cu greu drum printre plante. E terapie cu alge care probabil e foarte scumpă în altă parte. Ați mai văzut atât de multe alge pe plajă? Nu, niciodată până acum. Cum e apa? Am văzut că ați mers până la geamandură să... Caldă. Abia la geamandură se mai limpezește puțin? Da. Pe litoral și săptămâna viitoare se anunță vreme bună cu mult soare. Apa mării are în unele stațiuni 29 de grade.